Reprezentanții județelor regiunii de nord-est s-au întrunit joi la Piatra Neamț pentru a dezbate public proiectul autostradă pentru Moldova. La eveniment au fost invitați toți președinții de consilii județene din regiunea de nord-est, parlamentarii, primarii de orașe, municipii și municipii reședință de județ din regiunea de nord-est, oameni de afaceri, reprezentanții ai camerelor de comerț și industrie, ai administrațiilor publice locale și centrale din Republica Moldova, reprezentanții ai euroregiunii Siret-Prut-Nistru și ai Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova, precum și reprezentanții ai Guvernului României. Nu au răspuns cu toții prezent. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, n-a participat la dezbatere, după cum nici Guvernul de la București nu a trimis vreun reprezentant. Întâlnirea de la Piatra Neamț s-a soldat cu o rezoluție privind susținerea introducerii în Masterplanul General de Transport al României pentru perioada 2014-2020 a autostrăzii Moldova-Transilvania. Aceasta ar putea fi desenată pe traseul Târgu Mureș, Ditrău, Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Argumentele unei astfel de investiții sunt faptul că regiunea Nord-Est este cea mai săracă regiune a României și a Uniunii Europene, că actuala distribuție a investițiilor în infrastructură este total disproporționată, doar 10% din fonduri fiind alocate regiunii Nord-Est și Nord-Estului Transilvaniei, că dezvoltarea economică a oricărei zone este strict dependentă de infrastructură. În plus, autostrada Moldova-Transilvania este de o importanță capitală în vederea apropierii Republicii Moldova de Europa și un factor determinant în procesul integrării acesteia în Uniunea Europeană. Rezoluția face apel la Comitetul de Elaborare și de Monitorizare a Masterplanului General de Transport, cerându-i includerea în varianta finală a acestuia printre proiectele prioritare ale României, a autostrăzii Moldova-Transilvania.